Salut! Numele meu este Zoltan Vereș și ceea ce asculți este podcastul de EQ, adică un podcast despre inteligența emoțională. Oamenii spun că le place să stea de vorbă cu mine pentru că nu contează dacă suntem pe drum sau la birou, oricând stăm la povești, înțeleg niște lucruri care în rest le scapă sau reușesc să plece cu idei care îi ajută să schimbe viața, să-și rezolve probleme sau să-și crească performanța în diverse aspecte. Una din colege mele i-a venit ideea să înregistreze aceste discuții ca să le poată reasculta și am zis, atunci dacă tot înregistrezi, de ce să nu le dăm și altora? Dacă pe tine te ajută să reasculți aceste înregistrări, hai să avem niște discuții pe care să le poți da și la oameni să poate să ajungă și la alții. Așa că ceea ce asculți și această serie de podcasturi pe care urmează să le urmărești sunt exact despre asta. Discuții despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Mădălina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Bună, Mădălina, bine te-am regăsit. Bună, Zoltan, mă bucur că ne revedem. Este primul episod din anul ăsta și este un episod care vine după mai mult de un an de când facem podcastul de EQ. Și e foarte fain că vom continua și e fain că lumea are nevoie de el, că le place și tocmai pentru că le place am pregătit niște episoade foarte tari pentru această primă parte a anului. Hai să vedem. Subiecte? Întrebări? Dăm drumul. Bun. Uite, primul subiect pe care ți-l propun este unul pe care l-am observat foarte mult, mai ales spre finalul de an, mai ales în perioada sărbătorilor. Este vorba despre frica de ce zice lumea. Și ce o să zică lumea că noi facem podcast despre asta? O să vedem. Ce este frica asta de ce zice lumea? Practic, așa la bază, dacă îi să luăm animăluțul din noi, această frică este teama noastră de a fi dat afară din haită, de a nu face parte dintr-un colectiv. Dacă stăm să analizăm evoluția omului, noi am ajuns să fim specia dominantă pe această planetă pentru că știm să ne organizăm în haite foarte mari care se numesc orașe mai nou. Și pentru că aceste asocieri ne dau putere și dacă pui un om singur în junglă, în deșert, în oriunde în lume, într-un mediu natural, să zic așa, omul ăla cum are probabilitate o să moară. Da? Ei, dacă pui mai mulți oameni, șansele de supraviețuire sunt mult mai mari. Okay. Și atunci, dacă tu nu faci parte dintr-o haită, dacă ți-e lipsește haita și ești singur și ești dat afară din haită, pentru creierul nostru această teamă este mortală, cum ar veni. Adică exact despre asta e vorba, că dacă nu suntem acceptați, vom muri. Are sens, pe de o parte, pe de altă parte nu mai are sens, dacă e să o luăm pragmatic, pentru că noi nu mai trăim în triburi. Serios? Sau nu în forma în care erau ele. Exact, tribul nostru s-a schimbat. Tehnologia ne permite ca în acest moment un om cu ajutorul tehnologiei și tot ce înseamnă nivelul ăsta de trai modern să supraviețuiască. Da? Da. În același timp, doar gândește-te, există vreun om care trăiește cu adevărat singur? Nu cred. Adică în orice, oricât de singur ai fi sau alienat sau rupt de ceilalți sau chiar dacă ești freelancer, da? Da. Ai clienții tăi, ai oameni cu care colaborezi, oameni pe care te bazezi. Nu există să le faci pe toate singur. Adică nu, chiar dacă ești freelancer, mâncarea te duci să o cumperi de la un supermarket, de la un magazin, nu ți-o cultivi tu singur într-o grădină, îți gătești singur, îți instalezi singur netul, îți furnizezi singur netul. Da? Deci dacă nu pentru altceva, ai nevoie ca cineva, oameni din jurul tău, să-ți ofere anumite servicii sau produse. Deci, practic, tot nu trăim singuri, tot depindem de alți oameni. Adică, undeva dacă ne gândim la varianta de haită, da, nu depindem de alții. Supraviețuirea noastră nu depinde de alții. Suntem independenți, da, domnule. Da, exact. Suntem independenți paradoxal, în același timp, suntem foarte dependenți unii extrem de alții, inclusiv în această lume modernă. Și atunci, pe de o parte, nu-i justificată teama asta, că, no, dar ce zice lumea, mare lucru, că nu am dat afară din haită. N-am haită. Serios? E sigur? Știi care cred că e problema principală? Că această teamă de ce zice lumea a ajuns să fie mai, sau să conteze mai mult decât ceea ce ne dorim noi. Adică sunt foarte multe persoane care fac lucruri pe care nu și le doresc, doar pentru că există teama aia. Nu e dusă în extrem,
Adică știi? Nu e... Dar tu spui că este un instinct, da? Da, dar știi care este problema din punctul meu de vedere? Nu este nevoia de apartenență în sine. Ok. Problema nu este faptul că ai acest instinct de a te ridica la nivelul așteptărilor, haitei să zic așa, sau colectivului din care faci parte. Problema este care este colectivul? De cine îți pasă? Exact. Ah, chiar era într-una din cărțile pe care le-am citit în vacanța de sărbători, era un citat, nu-i fă pe oamenii care nu contează foarte mult să conteze foarte mult. Asta e problema. Uh-huh. Adică problema nu este că avem instinctul ăsta, problema nu este că acest instinct ne face să schimbăm niște lucruri în viața noastră. Problema este în ce direcție faci schimbările alea? Care este acel colectiv ale căror standarde sau așteptări încerci să le respecti? Asta e singura problemă. Gândește-te, nevoia noastră de apartenență ne motivează la transformare, ne motivează să obținem niște rezultate, să creștem, să evoluăm, să ne dezvoltăm, să învățăm abilități, să ne dezvoltăm obiceiuri. Deci nu e o problemă. De exemplu, dacă tu faci parte dintr-un colectiv unde marea majoritate a celor oameni practică un sport sau altul, o să simți nevoia pentru a fi parte cu adevărat din acel colectiv să faci la rândul tău ăsta. Nu poți să spui un lucru rău. Exact. Da? Sau dacă există anumite standarde morale într-un colectiv, da? Și tu vii poate inconștient sau poate vii dintr-o altă lume unde acele standarde morale nu neapărat erau ceva foarte înalt, da? Dar în momentul în care intri în lumea respectivă și simți nevoia să faci parte din acea lume, exact acel ceva, exact, asta te va face să vrei să te transformi. Adică procesul ăsta de adaptare este ceva extraordinar. Dar către ce te adaptezi? Deci, practic, problema principală și la ce ar trebui să învățăm să fim conștienți nu este încercarea noastră de a ne izola și de a încerca să nu-ți mai pese. Să anulăm faptul că ne pasă sau că părerea celorlalți contează, ci mai degrabă să ne dăm seama părerea cui și dacă într-adevăr contează. Da, dar pentru asta ar trebui să devii conștient de cine vrei să devii. Să devii conștient de cine vrei să devii. Da. Adică, înainte de a te gândi, bun, acum eu mă conformez la așteptările lor sau nu mă conformez la așteptările lor? Să te gândești, bun, dacă eu fac parte din haita aia, cine sunt? Sunt genul de om care vreau să devin? Înțelegi? Că dacă acel colectiv ale căror standarde cumva le urmărești sunt standardele cu adevărat ale tale, atunci, Doamne, îți mulți ani, dă-i înainte. Dacă tu ești împăcat cu standardele tale... Exact, dar atâta vreme cât problema ta principală când mergi acasă în familia ta este că ăia nu se ridică la standardele tale și tu ești într-o luptă continuă că ea se așteaptă la alte standarde de la tine, ale lor, evident, atunci tu ce ai făcut de fapt? Bun, și aici, numai un pic, aici vin să te întreb din experiența mea. Când eram, cred că aveam vreo 15 ani, începeau foarte multe discuții despre ce vrei să te faci când devii tu mare. Da. Răspunsul meu pe la anii ăia era că vreau să fiu avocat. Că îmi doresc... Avocat. Între timp m-am reprofilat. Crezi? Că vreau să fiu... Într-o altă formă. Alte drepturi. Da. Că vreau să fiu avocat și în momentul în care erau tot felul de, să zicem așa, acțiuni făcute de grup, care mie îmi păreau că nu sunt în regulă, răspunsul meu era, când vorbeam mai serios, că îmi doresc să fiu atentă la ce fac, inclusiv în perioada adolescenței, pentru că dacă eu voi ajunge vreodată, poate chiar președintele țării, n-aș vrea să existe prostii de care să se lege presa. Mă uitam la multe filme americane de vremea aia. Și foarte mult... Și tu ce facultate zici că ai terminat? Foarte mulți dintre oamenii care, sau dintre prietenii mei de atunci, mă judecau și mă dădeau la o parte din trib, tocmai pentru că eu nu făceam nebunile și prostiile. Da. Și atunci, din nou, nevoia mea de a fi atentă la persoana care vreau să devin, cumva m-a îndepărtat de grup. Și pe mine mă durea asta la vremea respectivă. Da, cum faci? Să-ți găsești un grup care este cu acele nevoi. Și mulți au trăiesc această dramă, că atunci când tu îți dai seama că îți dorești mai mult decât unde ești. Da. Da? Îți dai seama că prietenii cu care ești, oamenii cu care îți petrești timpul, nu se aliniază în direcția în care vrei să mergi. Nu este vorba de bine sau de rău. E vorba de valori, da? Exact. Deci nu este conform cu valorile mele. Îți dai seama de chestia asta. Vrei să faci schimbarea și pe măsură ce tu te transformi,
începe acel trip să te respingă. Da. Nu neapărat e o chestie agresivă, dar tu pur și simplu, chiar recent am avut o discuție cu un tip care foarte multă vreme umbla în cercurile astea de agățat, da? Cursuri de agățat, fete, tehnici, seducție. Împărtășiri, seducție. Și avea un grup de băieți cu care făceau treaba asta. O haită. O haită, la propriu, din cazul ăsta. Și după ce a trecut prea multe experiențe și a dat seama că nu asta își dorește. Și problema lui principală, după ce am lucrat o vreme cu el, că îmi spunea că nu se mai simte confortabil când iese cu prietenia aia, că ceva nu e în regulă. Că, bun, ieșim și avem aceleași discuții pe care le avem acum ceva vreme, eu îmi doresc să discut despre alte lucruri. Chestii mai profunde, poate, sau mai, nu știu, mai complexe, mai altceva. Și, da, drama asta apare. E ceva firesc. Ideea este ca tu din mers să te gândești deja cam care sunt oamenii cu care ai vrea să-ți petrești timpul. Adică schimbarea în tine deja să se petreacă având o direcție. Nu doar nu mai vreau chestia asta. Mulți asta fac. Bun, m-am săturat. M-am săturat că ai mei nu acceptă că nu mănânc carne. M-am săturat că soțul meu vrea tot timpul să mergem de sărbători la ei. M-am săturat. Acest m-am săturat nu ajunge. Pentru că tot ce faci cu m-am săturat... M-am săturat și ce faci după? Exact. Intri în conflict cu colectivul din care făceai parte înainte. Și aia înseamnă doar conflictul, dar tu nu ai o direcție. Nu știi unde o să ajungi, nu știi unde vrei să mergi. Conflicti totuși într-o zonă subconștientă, așa într-un fel de umbră în spate, există ce zice lumea, că de aia apare conflictul. Da, pentru că încă faci parte la nivel subconștient din acel colectiv. Și atunci tu să te decizi deja să te uiți după oameni sau după contexte în care te simți confortabil. Dacă tu știi că ai trecut la un, nu știu, un regimul vegetarian recent și tu încerci să-i convingi pe ai tăi că și ei trebuie să treacă la regimul vegetarian. Nu, nu este cazul să îți agresezi colectivul vechi, să zic așa, ci e cazul să găsești un colectiv nou care este aliniat cu valorile tale. Ok. Și atunci, dacă tu găsești prieteni, găsești acea susținere și acceptare din partea unor oameni care au valorile tale, atunci nu te va mai durea atât de tare, nu va mai fi atâta dramă în tine, că ăia l-alți, ăia te resping. Pentru că siguranța ta este asigurată către valorile noi. Asta era completarea pe care voiam să o aduc. În momentul în care începi să te rupi de trib, în momentul în care începi să dai seama că, măi, ce zice tribul ăsta sau ce zice lumea din tribul ăsta, parcă nu mai contează atât de mult pentru mine, da? Doare ruptura. Da. Îmi amintesc când am trecut eu recent printr-o asemenea situație și când tu mi-ai spus persoana respectivă a plecat de lângă tine deși ați fost atât de mulți ani aproape și parte din același trib, pentru că tu nu mai ai nevoie de ceea ce îți oferea acea persoană, respectiv ea nu mai are nevoie de ce puteai să-i oferi tu. Teoretic, rațional, am dres-o destul de bine, da. Adică chiar și tu lângă mine fiind ai zis că parcă nu mai ai așa multă dramă în tine legat de ruperea de respectiva persoană, dar în mine există o tensiune. Întrebarea e, da, întrebarea e, acea tensiune și acea durere este pentru că în continuare îmi doresc prietenia acelei persoane sau pentru că mă gândesc undeva în subconștient la ce zice ea despre faptul că ne-am rupt prietenia, să zic așa. Păi, matematica e așa. Orice haită, colectiv, grup, inclusiv doi oameni care sunt un grup sau un colectiv, se formează pe baza valorilor similare, da? Da. Avem aceleași valori, aceleași preocupări, aceeași direcție. Ei, în momentul în care cineva schimbă direcția, nu se schimbă cu totul și dintr-o dată. Exact. Ceea ce înseamnă că în procesul de maturizare a propriului tău sistem de valori, o să te muți în alte cercuri, da? Treptat. Dar nu înseamnă că, gata, de mâine îs altă persoană și nu mai am nimic din acele lucruri care ne legau înainte. Ok. Înțelegi? Ceea ce înseamnă că undeva există încă anumite valori, anumite aspirații, anumite, nu știu, lucruri mai profunde în tine, care încă te leagă de acea relație, de acea legătură. Acel colectiv, să zic așa, da? Acel grup. Și nu este cazul să respingi, nu este cazul să nici să dramatizăm, să zic așa. Ci este cazul să conștientizezi, bun, ce a mai rămas acolo. Evident, există șanse să fie lucruri frumoase pe care ți le dorești în continuare, care te legau. Da. Dar în unele situații, această schimbare de sistem de valori duce la o anumită incompatibilitate. Aici intervin tensiunile. Adică, dacă înainte, îți dau un exemplu banal.
Dacă înainte erai o persoană foarte sociabilă, în sensul de erai cu colegii de lucru, bârfiați alți colegi, povesteați ce se întâmplă în politică, în lume, da? Asta era, să zicem, înainte sistemul de valori. Brusc te trezești și îți dai seama că nu mai îți dorești să faci chestia asta pentru că e pierdere de energie și de vreme, că îți dorești să discuți despre alte lucruri. Da? Adică devii mai orientat către soluții, către anumite rezultate. Bun. În același timp, o parte dintre ei dorește să socializeze. Okay. Nu mai poți să faci același lucru. Da? Nevoia de socializare a rămas. Dar socializarea se face în alt fel. Exact. Și atunci va trebui să găsești alți oameni cu care să faci același lucru, respectiv s-ar putea să fie mult mai puțin stat la povești. Uh-huh. Da? Și să fie mai mult despre a face. Exact. Și atunci dacă tu ai încă anumite lucruri despre a sta la povești, despre hai să discutăm pur și simplu, hai să ieșim la o cafea, că multă lume, hai să ieșim la o cafea. Și întrebarea este, ok, de ce? Care este subiectul, știi? Dar așa, să stăm și noi la vorbă. Despre ce? Adică, da, după aceea s-ar putea să se reducă acele activități și uneori să vină vechile obiceiuri să zică, da, dar tu acum ești singur. Numai... Tribul tău te-a părăsit. Hai, tata, unde a rămas în urmă? Deci, în regulă să apară acele momente. Important este să conștientizezi. Uneori s-ar putea chiar să-ți lipsească anumite lucruri din viața ta. Da. Acea durere sau tensiune pe care o simți să fie un semn. Măi, era acolo ceva care era important. Și când m-am mutat în nou sistem de valori, poate că am uitat de ceva sau nu mai țin cont de anumite nevoi de ale mele. Uh-huh. Da? Deci este și varianta asta. Da. Nu este cazul nici de respins, nici de dramatizat. Este cazul să-ți dai seama, stai puțin, care sunt acele lucruri care încă mă trag acolo? Îs de bine? Mi le doresc? Nu mi le doresc? Uh-huh. Adică să aduci în nou colectiv, nouă haită sau nou sistem de valori acele lucruri de care ai nevoie. Sau să găsești anumite persoane cu care să împlinești acel ceva. În momentul în care te rup de un trib, pe lângă faptul că ai nevoie să cauți un alt trib, se schimbă lucrurile în viața ta și... ai nevoie să te reglezi cu o nouă formă de socializare sau de apartenență. Sau de comunicare. Apare și ce zice lumea din vechiul trib. Ce zice lumea că eu acum nu mai ies cu ei? Ce zice lumea că eu nu mă mai duc acasă în vizită la părinții mei atât de des precum o făceam? Ce zice lumea că asta e cea mai populară? Ce zice lumea că am divorțat? Mi se pare că lumea poartă... niște poveri atât de grele, care ar putea să fie atât de ușoare dacă n-ar fi ce zice lumea. Sunt două aspecte aici. Ok. Unu, cine este lumea? Pentru că nu este lumea, este o persoană sau două persoane. Nu este lumea. Ok. E foarte importantă chestia asta. Pentru că mulți trăiesc sentimentul ăsta de respingere totală, da? Că tu te gândești, bă, n-o să fac chestia aia. Ce o să zică lumea, dar de fapt este vorba ori de mama, ori de tata, ori de un prieten. Toată lumea este de fapt doi oameni. Este de fapt unul sau doi oameni. Unii nici măcar amândoi. De obicei, unul dintre părinți e mai înțelegător decât celălalt. Da? De obicei, un singur părinte care respinge, sau hai să zicem amândoi, dar nu este despre lumea. Și chiar zile trecute, având webinarul în care am discutat despre compromisuri, webinarul cu cursanții mei, spuneam că atâta timp cât preocuparea ta principală este acceptarea părinților, înseamnă că încă la nivel subconștient ești un copil. Încă atâta nu te-ai maturizat. Atâta timp cât cauți acceptarea părinților, ești încă un copil. Da. Atâta timp cât tu nu accepti faptul că acum ai o altă familie, că te-ai căsătorit, să zicem, da. Și e nevoie să-ți faci tradițiile, să, cum să zic, obiceiurile nu cu neapărat, familia ta. Nu neapărat, pot să fie obiceiurile cu familia veche, dar atâta vreme deci cât care problema primează? Ta este... Nu, problema începe când gândul tău este, dar mama se supără dacă nu mă duc acasă. Dar soția se supără dacă te duci. Exact. Ok. Adică e vorba de pur și simplu faptul că... deci, una la mână, că am... Eu ziceam de cele două aspecte. Deci primul aspect este despre faptul că e o singură persoană. Acea lumea este o singură persoană. Al doilea aspect este că atâta timp cât pe tine te preocupă ce zice vechiul trib, tu încă nu te-ai desprins. Nu se pot cumula triburile? Depinde. Depinde foarte mult. Uite, am un cerc de băieți cu care am, cu unii dintre ei am relații de business. Da. Cu alții am
cum zic, relația de business implică și relația de prietenie, amiciție foarte faină, dar e foarte interesant cum atunci când ne întâlnim mai mulți prieteni, de obicei unul sau doi sau trei mai invită și alți prieteni de-a lor din alte cercuri. Da. Ies niște discuții foarte faine. Da. Adică, data trecută când ne-am întâlnit lângă un pahar de vin, am discutat cu cineva care acolo l-am cunoscut despre inteligența artificială, un artist care cu asta se ocupă, un tip care are business-ul lui și a fost foarte fain, e tot, cu totul din altă lume. Da? Da. Aceste cercuri se pot suprapune, dar depinde de flexibilitatea fiecăruia. Depinde de independența emoțională a fiecăruia. Pentru că gândește-te la familii când se adună din mai multe triburi, deși aparent facem parte din același trib, că suntem aceeași familie, dar fiecare vine cu anumite influențe, cu anumite prejudecăți, cu anumite așteptări, cu anumite tensiuni. Da? Ei, când se adună mai multe triburi în felul acesta și se suprapun, există armonie în măsura în care există independența emoțională în fiecare trib. Iar independența emoțională înseamnă și toleranță, înseamnă respect față de valorile celorlalți, înseamnă o anumită libertate de a face sau de a nu face lucrurile dacă ți le dorești, înseamnă o anumită maturitate emoțională și atunci da, atunci poți să aduci împreună triburile. Dar foarte mulți pățesc această dramă în care mă îndrăgostesc, am o relație nouă și mi-e groază să-l duc acasă sau să-l duc acasă la ei mei. Că ce o să zică despre el? Pentru că eu știu cu ce se ocupă el sau ea, sau știu ce face, sau știu ce fel de viață are. Da. Mie mi-e foarte drag acel ceva, pe mine mă atrage chestia aia, dar știu că mama sau tata n-ar fi de acord. Adică sunt două lumi, știi? Care, dar, putea să se suprapună dacă tu ești suficient de matur emoțional să poți să mergi acasă la ea și să spui uite, este el, este ea și ai te zică, dar de ce fix el, dar de ce fix ea și tu să spui, iete de aia. Înțelegi? Și dacă vă place, bine, vin acasă cu el. Dacă nu e o problemă, o să vin singură, dar nu vă plângeți. Am înțeles. Dar asta înseamnă maturitate emoțională, înseamnă independența emoțională. Nu înseamnă indiferență. Înseamnă să poți iubi acele triburi și să le poți accepta cu tot sufletul deschis, fără să renunți la standardele tale. Fără să joci pe totul sau nimic. Da. Foarte interesant. Spuneam, de exemplu, la acel webinar că poți să-ți dai seama că te-ai maturizat, ca și copil, să zic așa, în momentul în care ai o relație armonioasă cu părinții tăi. Era o întrebare, cum poți să elimini influența părinților din viața mea? Dude! Din ei ai venit! Da, exact. Și sigur asta vrei să elimini influența lor? Nu asta îți dorești. Ce-ți dorești să ai o relație armonioasă. Dar asta nu ține de maturizarea lor, au 50-60 de ani. Ține de maturizarea ta emoțională. Ei nu o să se schimbe. Punct. Citeam zilele trecute undeva, nu mai știu precis unde, n-aș vrea să greșesc, era ceva de genul, la 20 de ani îți pasă de ce zice lumea, la 30 de ani începi să-ți bași piciorul în ce zice lumea, la 40 de ani nu te mai interesează absolut deloc, iar pe la 60 de ani îți dai seama că nimeni nu vorbea despre tine de fapt. E foarte drăguț. Da, chestia asta cu ce zice lumea, într-adevăr vine într-o formă de egocentrism. Că totul e despre tine. Avem senzația nu e. Că totul este despre noi, într-adevăr. Da, sună foarte fain chestia asta. Acum mă gândesc că îți trecut de 40 de ani dacă mai îmi pasă sau nu. Și îmi dau seama că... E o diferență între nu-mi pasă și mi-asum. În sensul că aș putea să stau de vorbă cu orice persoană care vine să conteste felul meu de a fi, să pot să stau centrat și cu calm și cu toleranță în fața respectivei persoane și să-mi spun părerea. În momentul în care intri în luptă, de fapt demonstrez că da, ce zice lumea pentru tine încă contează. Da. Totuși, ce face o persoană care trăiește constant cu frica de ce zice lumea? Păi și așa. Mă refer la deciziile mici. Nu, nici măcar la deciziile mari, de genul să mă mut dintr-o țară într-alta sau... Nu. Chestiile mici. Ce zice lumea dacă mâine mi-aș vopsi părul roșu? Ce zice lumea dacă aș ieși în oraș cu Xulescu? Ce zice lumea dacă dintr-o dată îmi schimb felul de a mă îmbrăca și dintr-o zână plăpândă mă îmbrac în piele și port bocanci? Ce zice lumea? Sunt atât de multe lucruri mici în care ce zice lumea oprește pasiuni, plăceri, curiozități ale altora. Cum faci? Ori să trăiești cu starea asta, ori să o armonizezi, dacă se poate. Păi. O variantă este să o iei încet. Ok. Unul din șocurile mele pe care le-am avut, eu am avut mustață în liceu și în timpul facultății. Hai, nu! Serios, nu. Aveam mustață și
La un moment dat deja începeau să crească niște fire destul de aiurea aici în lateral și am vrut cumva să-mi ajustez... Să repar. Să o repar, cum ar veni. Și tot încercam eu cu lama pe acolo și cum am tăiat de ea, am îndreptat cumva mustața aici în colțuri. Și mă gândeam, toamne, ce ciudat, acum pe partea asta e așa cumva dreaptă și tăiată cumva și ea se îndrept și pe partea aia și, sincer, aveam mustață exact ca lui Hitler. Ioi! Și mă uitam în oglindă și ziceam, Dumnezeule, mi-am ruinat mustața și aveam, realmente aveam senzația că e ceva foarte grav. A trebuit să-mi rad mustața, mustața pe care am avut-o de când mă știu cum ar veni. Am ras mustața și m-am întâlnit pe stradă în aceea zi cu un fost coleg de liceu. Da? Încă eram în legătură, că eram în primii ani de facultate. Și, deci, eu aveam un sentiment de tensiune. Că ce o să zic? Că ce o să zică lumea? Că cum arăt eu acum? Și tot discutăm și le întreb, bă, dar tu nu observi nimic la mine schimbat? Și el se uită la mine așa foarte atent la față, mi zice, nu. Și tu, da, deci noi am fost prieteni, adică ani de zile și tu nu-ți dai seama că eu n-am mustață? Nu, sorry, îmi pare rău, dar nu. Și a fost pentru mine un semn foarte clar că noi avem niște probleme ale noastre, da? Niște detalii la care suntem foarte atenți. Asta ne determină să credem că și ceilalți sunt foarte atenți la aceleași detalii. Da. Și care în marea majoritatea cazurilor nu este adevărat. Doua variantă este când ai fost suficient de mult tachinat, cicălit și necăjit în copilărie din cauza anumitor lucruri. Uh-huh. Și atunci te obișnuiești că nimic din ce faci nu-i bine. Și te aștepți ca lumea să zică ceva. Pentru că lumea cine e? De regulă mama sau tata, da? Una, două persoane. Și de fapt nu ne interesează atât de mult de ce o să zică lumea, ci avem starea, ne-am obișnuit cu starea constantă de amenințare. Despre asta e vorba. Cei de care ziceai că sunt de preocupați, atunci când culmea, așa cum o să sune dur pentru unii, în momentul în care te preocupă, cea mai mare preocupare a ta este că te tot gândești ce o să zică lumea, de fapt știi, ești cea mai egocentrică persoană din acea lume. Înțelegi? Pentru că pe tine tot ce te interesează e persoana ta. Înțelegi? Ce o să zică despre persoana mea. Nu o să te gândești, bă, cum o să afecteze pe ceilalți că eu arunc gunoiul pe jos. Dar nu la asta te gândești. Tu te gândești ce o să zică lumea că eu am aruncat gunoiul pe jos. Că dacă lumea n-ar zice nimic, eu aș arunca oricum pe jos. Dar ce o să zică lumea? Și mulți au sistemul de valori definit în contextul acestei frici. Da. Și obișnuiți fiind că cineva tot timpul îi critică, cineva tot timpul le bagă de vină, cineva tot timpul e nemulțumit. Și atunci ei fac același lucru în capul lor. Nu zice nimeni nimica. Lumea nu zice nimica. Tu ești cel care ești preocupat doar de imaginea ta și de problemele tale. Cred că cel mai eliberator, poate e mult spus eliberator, sentiment e când faci ceva despre care în mintea ta foarte mult timp ai zis nu pot să fac pentru că ce-ar zice lumea și apoi când îl faci îți dai seama că nimănui nu-i pasă. Dar pe de-o parte e și dezamăgit. Adică cum? Adică eu am făcut chestia asta atât de gravă și nimeni nu și nimeni nimic? Da, îți dai seama atunci cât de egocentric ești pentru că te așteptai ca cineva să zică ceva. Cineva să te observe. Nimeni nu zice și atunci apare chiar o durere de fapt chiar nu mă bagă nimeni în seamă și ne întoarcem la trib. Da. Pentru că erai obișnuit ca cineva tot timpul să te bage în seamă, dar nu într-un sens constructiv. Că dacă cineva ți-ar fi dat curaj în copilărie și ți-ar fi zis, domnule, fă ce vrei tu, fă absolut ce vrei tu și apoi vedem după aceea și ne descurcăm. Dar eu rămân lângă tine, te susțin, da. Nu te resping. Atunci te învățai să ai curaj să experimentezi. Atunci te învățai să dai cu capul, să... Să îți pese ce zice lumea, adică nu e ca și cum nu ți-ar păsa, dar să ai curajul să vezi ce zice lumea, măcar să încerci. Că mulți doar rămân cu ideea, dar ce zice lumea? Dar nici măcar n-au încercat niciodată. De? Să vadă ce o să zică lumea. Asta e culmea. Exact, că tot e în capul nostru. Deci când îți pui întrebarea, oare ce o să zică lumea, verifică. Ce o să zic? Exact, verifică. Fă chestia aia, după care mergi și întreabă, fii atent ce am făcut, tu ce zici? Și întreabă mai multă lume, da? Da, mai multă lume. Nu doar alea de una, două persoane care știi tu că oricum au o problemă cu tine. Aici aș vrea să mai completez doar cu asta și apoi încheiem. E un paradox foarte interesant că ne e teamă de ce spune mama sau tata. De regulă, cele două entități, să zic așa. Dar pe de altă parte, tot acele două entități ar trebui să fie cele care te acceptă necondiționat. Ai zis ar trebui? Ar fi plăcut. Da, ar fi foarte plăcut.
mai ca și părinții noștri, la fel ca și noi, au crescut cu instinctul lor de supraviețuire, cu temerile lor. Cu triburile lor. Cu triburile lor, cu mama lor și tata lor, care erau și mai puțin educați decât ei. Bun, dar atunci putem să spunem asta măcar pentru părinții care ne ascultă? Ce? Că ar fi plăcut? Da. Da, ar fi foarte drăguț, știi? Da, gândește-te că... Adică mi se pare ridicol, e aceeași, e o chestie, cum să zic, cuțitul care are două tăișuri. Pe de-o parte, ne e teamă de ce spun exact oamenii care ar trebui să ne accepte necondiționat. De la care ne-ar plăcea. Ne-ar plăcea. Știi ce e interesant? Acum o să dau un exemplu, poate mama ascultă podcastul. E interesant că dacă maica mea îmi aude vocea cum însă acum, fiind răcit, da? O să te sune. Nu, stai. Deci dacă mă sună și îmi aude vocea așa, reacția care mi-ar oferi mie un confort emoțional ar fi ceva de genul, uai, ce voce sexy ai, ce ai reușit să faci, ceva de genul, da? Dar ce faci ea este... Ești bolnav? Ce cu tine? Ce cu vocea asta? Și, sau, de exemplu, într-una din zile, mă jucam pe calculator, da? Mă jucam pe calculator și mă sună mama, zis, hai să-i răspund. Aveam într-o cască jocul, într-o cască mama și mai și discutam pe net cu cineva și aveam o voce mai absentă. Și am răspuns, da, știi, așa. Și prima ei reacție a fost, e ceva problemă? Oh. Ei, ea e foarte drăguță, e grijulie, da? Da, chestia asta pentru... mintea rațională pare foarte simplă. Păi vrea să știe, adică vrea să aibă grijă de tine. Dar pentru partea emoțională, pentru un copil, când el e într-un fel și mama reacționează direct cu panică, pentru copilul ăla e o neacceptare, e o respingere. Eu nu mă pliez pe ce să aștepta mama ceva să de genul. Fiu sau exact, să fac. Exact. Sau e o problemă, felul în care sunt, e o problemă pentru mama. Și de acolo se antrenează stări de genul acesta. Adică nu este despre faptul că ne resping părinții, că ne judecă. Ce simplu fapt. Și mai ales că nu o fac conștient, adică nu o fac din răutate. Asta era ideea. Că simplu fapt că ei au o stare de teamă, de panică, de nesiguranță, de incertitudine, de suspiciune, de îndoială, asta transmite copilului că ceva nu e în regulă cu tine, puiule. Și atunci noi învățăm starea asta treptat, treptat. De acolo o să transferăm în societate. E o chestie foarte simplă. Avem foarte multe de rumegat și de gândit după discuția asta. Păi, rumegați. Că eu le tot rumeg de ceva ani ca să ajung la concluziile astea. Aș vrea să le spunem celor care ne ascultă despre cursul audio pe care l-ai pregătit. În care una dintre stările, că sunt cele 5 stări, așa... cele 5 stări negative, mă rog, le punem în ghilimele negative. Hai, să zicem neplăcute. Și una dintre ele, da, neplăcute, una dintre ele este exact teama. Da. Explici în acel curs despre ce este teama și cum să... Păi, practic, ce am făcut acolo, pentru că acolo povestesc și istoria întregului curs, nu o să intru acum în detalii, dar inițial s-au născut ca un fel de audio-uri motivaționale. Da. În care vine dezvoltarea personajului și zice, nu trebuie să-ți fie teamă, trebuie să ieși din teamă, nu ține cont de nimeni ce zice, exact, du-te înainte, dă cu capul, dă-i la ăla în gură, nu trebuie să-ți ține cont de nimeni și de nimic. Ei, am ascultat la un moment dat tot felul de audio-uri din astea motivaționale și mi-am dat seama că pe mine personal nu mă motivează deloc o abordare de genul acesta. Este o ființă umană care am o parte poate mai sensibilă, care țin cont de ce simt. Și atunci am creat acest curs, printre care e și un audio motivațional despre teamă, ca oamenii să înțeleagă ce e în spatele fricii, de exemplu. Așa cum am dezbătut astăzi teama asta de ce zice lumea, acolo vorbesc în general despre teamă și ce înseamnă, ce se află în spate, cum gestionezi, ce poți face, domnule, când apare chestia respectivă. Nu să doar să nu mai trebuie să-ți fie teamă, că e absurd, nu o să se întâmple, exact cum discutam și acum. Nu o să se întâmple să nu te gândești deloc la ce zice lumea. Creierul tău se gândește. Ca așa ai făcut. Exact. Inclusiv când tu te gândești, eu nu vreau să țin cont de nimeni, creierul tău, de fapt, vrea să fie din ăla care nu ție cont de nimeni. Adică vreau să fac parte din haita ălora care nu ție cont de nimeni. Există o haită. Exact. O imagine în capul tău cu care vrei să te conformezi. Și atunci nu e cazul să renunți, nu e cazul să nu vrei să simți teamă, e cazul să știi să o gestionezi. Și atunci am creat niște materiale care să-i ajute pe cei care le ascultă să revină un picuț cu picioarele mai pe pământ, să se detașeze de starea respectivă și să știe ce să facă să depășească.
Grozav. Cursul vă așteaptă pe magazinul nostru online, shop.reflect.ro. Îl găsiți acolo, puteți să-l comandați, îl veți primi într-un format audio, la fel ca aceste podcasturi pe care le ascultați acum, doar că le veți putea lua cu voi oriunde vreți. Puteți să vi le puneți pe telefon sau pe laptop sau chiar în mașină, ca să le puteți asculta când vreți, cum vreți, și aveți acolo cele 5 stări despre care a vorbit Zoltan. E un material foarte fain și sperăm tare mult să vă placă. Iar până când ne reauzim cu un următor episod din podcastul de EQ, așteptăm comentariile voastre aici, pe blog sau pe Facebook, dacă vreți să ne spuneți cum vi s-a părut acest episod sau chiar cum vi se pare cursul audio. Să ne vedem cu bine!